Marți 5 iulie, după comiterea jafului de la bancă din Bistrița, polițiștii bistrițeni au cerut sprijinul celor suceveni pentru a-i ajuta în prinderea autorului. Astfel, un agent de la Poiana Stampei a legitimat o persoană ce părea suspectă și a trimis datele acesteia colegilor de la Poliția de Frontieră. După câteva ore, aceștia au oprit un bărbat ce încerca să treacă pe jos spre Ucraina. Individul suspect a fost luat la întrebări și urma să fie audiat pentru a se stabili dacă a fost implicat sau nu în jaful comis la Bistrița. Jaful armat a avut loc în partea de sus a orașului Bistrița, pe strada Năsăudului. În cursul dimineții de marți, un bărbat înarmat a intrat în bancă și le-a cerut angajaților să îi dea o sumă importantă de bani. Acesta avea asupra sa un pistol, pe care însă nu l-a folosit. Angajații au fost blocați în bancă pe parcursul desfășurării jafului. Se pare că bărbatul a acționat singur. După ce a luat banii, acesta s-a făcut nevăzut, fugind pe străduța din spatele băncii. Se bănuiește că bărbatul ar fi acționat la pont, banca aprovizionându-se cu o sumă mare de bani marți dimineață. Se pare că jaful ar fi durat doar 30-40 de secunde, firma de pază cu care are contract banca neapucând să ajungă la fața locului. Bărbatul ar fi intrat în bancă și s-ar fi așezat la coadă, în spatele unei femei care venise să-și plătească rata. La scurt timp, bărbatul a ridicat un pistol și a spus: "Nu mișcați, este un jaf." Femeia care se afla în fața sa la coadă a reușit să fugă din bancă. A mers la o tonetă de ziare din apropiere, iar vânzătoarea de acolo a chemat poliția. După ce a luat o sumă importantă de bani din seif, bărbatul a fugit. Femeia care a reușit să scape din bancă spune că l-a văzut cum se îndepărta pe o stradă intens circulată din apropiere. Cel care a pus la cale jaful este un bărbat în vârstă de aproximativ 30 de ani, care avea ochelari de soare și o șapcă pe cap. Poliția încă îl caută pe făptaș, instituind filtre în întreg județul și în județele limitrofe. Trebuie subliniat că agenția bancară nu avea agent de pază și că atacatorul nu a reușit să ajungă la seif. Hoțul ar fi fugit cu suma de 19.000 de lei după ce ar fi ratat și autoturismul de transport valori, care urma să aprovizioneze banca 10 minute mai târziu.